Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, închinăm ne Sfintei Învierii Lui, celei de-a treia zi. Eu una știu. Nu vedeam și acum văd. Iubiți credincioși, astăzi este duminica a șasea după Sfintele Paști și Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne prezenta una dintre minunile pe care Mântuitorul l-a săvârșit fiind încă între noi. Și anume este vorba despre vindecarea orbului din naștere. Dar acest dialog, destul de amplu prezentat de către Sfântul Evanghelist Ioan, ar fi așa o prezentare, dacă aș face-o eu, ceea ce vreau să fac, foarte exterioară. Am să vă povestesc însă cum au ascultat urechile mele tot ceea ce a zis Mântuitorul și ce au zis mai ales fariseii împotriva celui pe care îl vindecase Mântuitorul. Cred că știți așa, în câteva cuvinte să vă spun, era vorba de un om care nu văzuse, era orb din naștere, nu văzuse niciodată, pe care ucenicii văzându-l l-au întrebat pe Mântuitorul, oare de ce s-a născut acesta orb? A păcătuit el sau părinții lui? Și Mântuitorul i-a rămurit, nu, nici el n-a păcătuit nici părinții, ci numai ca să se arate prin el puterea lui Dumnezeu. Și s-a apropiat de el, a făcut tină din pământ și a uns ochii, l-a trimis la scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis, s-a spălat și a venit văzând, numai că în ziua aceea era sâmbătă. Ei, de acum înainte nu mai pot permite să vă spun ce s-a întâmplat în Ierusalim, ci să vă spun ce se întâmplă aici, la Casa de Asigurări de Sănătate. Ca să înțelegeți mai bine, cred că sunteți câțiva pe care am văzut eu medici de familie și ceilalți, noi ceilalți, suntem cei care ne ducem din când în când la ei, pentru că pe ei nu-i bagă nimeni în seamă, toată lumea zice că totul se repară la spital și nu e chiar așa. Va să zic că vine de la Casa de Asigurări, contabilul, adică nu are nicio legătură cu sănătatea, și începe să taie prin registre și să spune că ăștia 17, ăstora nu le recunoaștem consultația, ăștia nu-i recunoaștem pentru că n-ați făcut vizite la domiciliu, dar de unde știți? Nu-mi spuneți mie că știu eu foarte bine, avem aici 5 vizite, nu puteți să faceți mai multe. Dar cu cei 17 ce e? Aveți voie să consultați 22. Aceștia sunt peste cei 22, deci nu se poate. Ei, acest dialog s-a întâmplat și în Ierusalim, cu iată aproape 2000 de ani. V-am spus, nu neapărat ca să vă mai destind, dar v-am spus ca să știți că lucrurile nu s-au întâmplat, dar să mergem mai departe la școală, la gradația de merit. Dar cum adică? Păi dar nu ai activitățile respective. Păi am făcut una alta, da, dar acelea erau punctate ca activități în interesul clasei, nu al școlii. Acele activități trebuia să fie ținute la inspectorat, dar nu într-o clasă, unde ce ați bucurat acolo pe părinți, chiar așa am ajuns, rugile părinților. Dialogul merge mai departe. Nici pe noi nu ne-a dat într-o parte, să știți. Pentru că n-au trecut două zile de când am văzut în Ghesuială Mare cine să facă selfie cu papa. Numai că atunci când au ajuns la Patriarhie, scrupulozitatea funcționărimii și slujitorimii de acolo nu s-a dat din fața aparatelor de fotografiat până când nu i-a așezat ultima cută de la Camilanca Fericirii. Copiii trăim în aceeași lume. Și vreau să înțelegeți că nu vi le spun ca să dăm cu barda în cineva. Nu. Ci ca să luăm atitudine, nu așa cu toții, Doamne ferește, să ne duceți de până la o barbă, voi, hai că a venit papa și vezi de treabă. O să mângâi tu cu te de altă dată. Ca să înțelegem și noi, de fapt,
Ce s-a întâmplat la scăldătoarea Siloamului, care se numește Trimis? S-au întâmplat următoarele. După ce s-a spălat pe ochi omul acela care n-a văzut niciodată, despre care medicina poate să dea mărturie, că dacă e vorba de o întrerupere de nerv, o să-i faci acolo și la jumăleul Silvaniei și să te duci, să te întorci. Nervul e nerv, s-a rupt. Singur Dumnezeu mai poate să facă legătura între semnalul extern și scoarța cerebrală. Ei bine, Dumnezeu a făcut lucrul acesta, dar l-a făcut și într-un mod material, ca să înțelegem noi ce s-a întâmplat. Și anume, Dumnezeu l-a unit cu pământul din care îl făcuse pe omul acela. Făcând tină și ungând ochiul orbului, l-a adus pe omul acela în raiul în care îl crease pe strămoșul lui. L-a făcut din nou, ca să nu credeți că omul poate să vadă de la o anumită vârstă dacă nu are nervul acela. Nervul acela a fost refăcut, dacă vreți să înțelegeți lucrurile în felul acesta. Dar este mult mai mult. Pentru că în momentul în care l-au văzut toți pe cel ce n-a văzut niciodată că vede, au început să-l întrebe. Știi, ca cel care se uită la ceas, zice, doamna doctor, că totuși cei care vin de la casa de asigurări, n-au ei facultate de medicină, dar au o facultate, știu să vorbească. Pe aceștia nu putem să vi mai trecem că i-ați văzut, pentru că ați depășit de mult programul zilei de astăzi. S-au uitat și evrei, nu știu dacă aveau ceas sau calendar, bă, tata, azi e sâmbătă, fai, nu se pune asta. Nu se pune asta, dar ce, asta este o activitate extrașcolară, dar nu trebuie să o, doamna dirigintă, nu pot să vă punctez, luați dosarul înapoi, pentru că nu pot să vă trec la gradația de merit. Părinte cu tare, vezi, stai mai așa că aia e lumea catolică și nu cumva să se întâmple ceva, Doamne ferește. Puțin mai într-o parte. Ei, asta este societatea în care trăim. O societate încă, însă, foarte frumoasă, care ne provoacă și care vrea de la noi să înțelegem o dată pentru totdeauna. Care este definiția împărăției cerurilor? Împărăția cerurilor este în voi, ne zice Mântuitorul. Dacă nu o căutăm acolo, o căutăm în zadar, în altă parte. Și pentru că am rămas dator unor cârcotași, să nu gândiți acum că eu am prieteni în lumea asta, nu? Am prieteni și dintre prieteni unii sunt mai cârcotași decât alții. Atunci când am constatat că, de fapt, așa zisă mărturie mincinoasă cu care a fost acuzat Mântuitorul în procesul dinaintea lui Pilat, este o bogomânie, mă uitați să vă spun așa pe direct. Pentru că Mântuitorul, când a intrat în templu, v-a mai spus, a pus mâna pe bici și a dat în stânga și în dreapta, casa tatălui meu a făcut crește de tâlhari. Dărâmați templul acesta și în 3 zile zidesc. Nu, probabil că ăia doi care au venit să spună, acesta a spus că va zidi templul dacă îl dărâmăm în 3 zile, mărturia lor a fost luată împotriva Mântuitorului. Și vă învățam acum vreo, cred că 3 sau 4 duminici, despre mărturie, să aveți grijă cum dați mărturie. Și mi s-a reproșat că nu am explicat prea bine ce e cu mărturia aceasta. Trebuie să înțelegeți că mărturia pe care o dați față de un lucru pe care l-ați văzut, o dați așa cum ați văzut dumneavoastră lucrurile. Dar să vă întrebați întotdeauna dacă lucrul pe care îl povestiți dumneavoastră nu cumva poate să facă rău, fiind interpretat de către ceilalți, pentru că ați auzit, te cheamă ca martor și pleci ca inculpat. Atunci ce facem? Dăm mărturie sau nu dăm mărturie? Despre ce dăm mărturie și despre ce nu dăm mărturie? Pentru că merge mai departe pe linia mărturiei, să o lămuresc și cu aspectul acesta. Atunci când au zis toți, uite, l-a vindecat ăsta și era orb, prima dată cel mai ușor lucru a fost imediat să-l desfințeze. Nu e domnul ăsta. Nu mă aseamănă cu el. Ei când au văzut că nu e așa, au spus, dar sunteți siguri că n-a văzut de mic? Păi sunteți siguri.
De unde știți? Hai să chemăm părinții. A chemat părinții? Mă, el e el. Nu vede, n-a văzut. N-a văzut niciodată, n-a văzut niciodată. Dar cum s-a făcut sănătos? Cum s-a vindecat? E, zice, e mare. Puteți să-l întrebați pe el. Acum vă imaginați. Asta vreau să vă spun că este mărturia. Pentru că altfel părinții puteau să dea o mărturie pe care, inclusiv Sinedriul, să o folosească împotriva chiar a lor înșine. De ce? Pentru că dacă au spus e Iisus despre care ne-a zis El că l-a vindecat, așa, deci voi credeți în Iisus, nu mai aveți ce căuta. Pentru că, spune Sfântul Evanghelist Ioan, care ne relatează întâmplarea de astăzi, se hotărâseră căpetenii preoților și cărturarii ca toți cei care dau mărturie despre Iisus să fie excluși din sinagogă. Mi se pare ceva cunoscut? L-ați văzut pe papa slujind cu altcineva decât cu ai lui? Nu vi se pare ceva cunoscut? Mie mi se pare foarte cunoscut. Să știți că nu s-au schimbat lucrurile absolut deloc. Și atunci aveți grijă ce mărturie dați. Dacă vă întreabă cineva acum, așa foarte bine intenționat, bă, ce a zis ăla, mă, de la un moment dat zicea ceva de... Ce a zis? Vă rog eu frumos să-i îndreptați către mine. Duceți-vă că e în vârstă, are părul alb, are și nepoți. Întrebați-l pe el. Asta înseamnă să dai mărturie. Pentru că altfel, din martor, imediat de fi inculpat. A, deci, mata, ai auzit, erai acolo de față și n-ai venit să-mi spui? Tăiuirea infractorului, se numește. Iubiți credincioși, vă povestesc toate acestea ca să înțelegeți că viața este frumoasă, numai în măsura în care putem noi lăsa să fie frumoasă. În măsura în care acceptăm că minunea lui Dumnezeu, atunci când vine, nu vine ca să dezechilibreze, ci vine tocmai ca să echilibreze lucrurile. Că se face vâlvătaie într-o parte sau într-alta, astea sunt efecte secundare. Și o rachetă când pleacă spre spațiul cosmic, lasă o dâră de fum pe care, dacă ar lua-o imediat în calcul, cei de la Greenpeace ne-ar spune că de-aia s-a schimbat clima, că pleacă prea multe rachete și fac prea mult fum. Trebuie să vedem însă care este partea de mesaj din ceea ce s-a întâmplat cu noi și cu viața noastră. Să zic că am stat deoparte, ne-am uitat la cel vindecat, am fost așa puțin întreagăt atenți la încărcătura dogmatică, să zicem așa, a mărturiei pe care a dat-o cel vindecat, cum că dacă era păcătos cel care m-a vindecat pe mine, Dumnezeu îi asculta rugăciunea. Vă imaginați? Până acolo se ajunge, încât fapta este dintr-o dată anulată. Nu mai există faptă. Nu mai există minune. Nu mai există faptul că omul ăla nu vedea așa cum a vede. Mi se pare iar cunoscut, nu? Dacă vine justiția, imediat nu mai întreabă voi de ce a făcut ăla, cum a făcut. Nu, stați așa puțin. N-a respectat cele 15 zile în care putea să pună contestații. Să pensionează judecătorul 1 din 5. Urmează să se facă... Deci, fapta s-a dat la o parte. Asta trebuie să învățăm în ziua de astăzi. Să nu avem pretenția faptei, ci să ne uităm mai bine la mărturia pe care suntem chemați să o dăm și nici măcar celor din jur, ci sufletului nostru. Să fim atenți cu esența a tot ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Pentru că dacă vom începe să spunem unora sau altora ce ni s-a întâmplat bine sau frumos, bineînțeles că o să se dea partea aia frumoasă la o parte și o să intre cu întrebările de rigoare, dar când s-a întâmplat aceasta? Când vă cheamă duhovnicul vostru la spovedanie? Păi da, noaptea, că... Aaa, gata, pe ce când spovedania aia noaptea când nu e soare? Și gata, încet să își formeze din toată mărturia pe care chipul le-ați dat-o cu toată dragostea să folosească pentru a edifica altceva. Așa un zid de izolare și asta e tot. Să nu credeți că vorbim numai despre un loc de muncă sau de altul. Toți trăim în aceleași condiții.
Măcar atât să știm, că dacă suntem conștienți că aceeași soartă o are și celălalt de lângă noi, să știți că trebuie să ne simțim mai bine. Mi-aduc aminte de Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, spunea tată, când ne duceam la interogatoriu, ne puneau niște ochelari prin care nu vedeam nimic. Și odată, nu știu dacă din întâmplare sau intenționat, mi-au dat un ochelar fără o lentilă de tablă. Și n-am spus nimic, pentru că dacă spuneam, se interpreta. Orică eu am aruncat, orică trebuia să spun mai devreme, orică nu trebuia să spun, oricum aș fi fost de vină. Dar spune că nici nu-l mai interesează dacă a fost intenționat sau nu. Cert este că atunci a dat seama că nu e singur. A văzut prin partea rămasă liberă, cu ochiul celălalt, a văzut cum mai duceau și pe alții, dintr-o încăpere, într-alta, la interogatorii. Și a spus, tată, din acel moment, cred că nu mai puteau să-mi facă nimic. Știam că nu sunt singur. Ei, ochelarul acela, lăsat intenționat sau nu, cu o singură posibilitate de a vedea, este raza de lumină pe care astăzi Evanghelia ne-o dă. Să ne arate atunci când noi plecăm spre somn, dând mărunt din buze că nu știu ce s-a întâmplat, sau judecând o anumită întâmplare a altora, spunem că nu e dreptate, să ne aducem aminte că există ochiul acela prin care putem să vedem că nu suntem singuri. Și primul pe care trebuie să-l vedem este Hristos, care, spre deosebire de noi, n-a avut niciun păcat, dar iar spre deosebire de noi, a luat asupra Lui și a pătimit toate celelalte. Atunci când constatăm că nu suntem singuri, ca în Evanghelia de astăzi, deja vedem lucrurile altfel. Și nu mai avem pretenție nici la cel de la Casa de Asigurări să ne spună că ultimii, după 22 încolo, nu-i mai consideră pacienți. Că vizitele la domiciliu trebuie să fie numai atâtea sau numai atâtea. Că dosarul meu de gradație trebuie să conțină cu tare sau cu tare. Să spunem, Doamne, mulțumesc că m-ai ajutat să ajung până aici și de acum înainte voi continua numai în fața conștiinței mele, pentru că a face dosare înseamnă a pierde timpul. De aceea, trebuie să învățăm că societatea în care trăim nu este bolnavă, este foarte sănătoasă, dar se comportă ca un vaccin pe care, dacă nu știm să-l administrăm la bună vreme, poate să fie o otravă. Dar dacă îl administrăm începând să ne împrietenim cu el, așa cum a spus Casisif, cu bolovanul care urcă și iar coboară, urcă și iar coboară, această prietenia noastră cu societatea, să știți că ne va aduce o altă percepție. Și o să începem să luăm lucrurile ca atare și o să începem să înțelegem și cum erau Sfinții Părinți, pe care toată lumea îi consideră că erau simpli. Nu erau simpli deloc. Înțelegeau că viața este simplă și că noi o putem complica sau nu, după cum alegem. Cineva a trecut pe lângă ochilia unui călugăr și a auzit numai două cuvinte. Amin și Aleluia. Și a întrebat pe stareț, cine e Părintele ăsta? Ce e cel mai important rugător din toată mănăstirea noastră? Pe ce să roagă? Exact ce ai auzit. Numai atât? Numai atât. Și asta ce înseamnă? Păi zice amin ori de câte ori primește câte o veste sau câte o ascultare. Pentru că amin înseamnă așa să fie. Și atunci, când se satură de ascultări, spune Aliluia, slavă ție, Doamne. Dacă noi am fi în stare, ca în societatea asta, atunci când vine contabilul la casă de pensii, să spună aia e, aia nu e, să spunem amin, așa să fie, cam atale. De acum înainte voi lua măsuri, dacă pot să mai fac și peste cei 22 vă mai face. La școală, dacă pot să fac activitățile, le vor face și are Dumnezeu grijă când să mi le răscumpere și când să mi așeze un dosar de merit prin faptul că nu mă îmbolnăvește sau îmi dă niște vești bune despre copiii mei sau despre toți ceilalți. Și înseamnă că încet, încet începem să vedem și noi. Pentru că acum trebuie să recunoaștem. Nu vedem. Vedem numai partea
de sâcâială, de lucruri care spunem noi că trebuie să le luăm în calcul. Unii care s-au uitat către șuleul Silvaniei au văzut ploaia. Eu personal am văzut numai soarele. Și când i-am spus cuiva că a dat soarele, Adică deja, fraților, viața este frumoasă în măsura în care o lăsăm să se desfășoare frumos. Așa să ne știu.